Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Nelec, episodul 43. Nelec și Vildan au fost eliberate după ce Halil și Mirza și-au schimbat declarațiile și au mințit că ei sunt implicați în afacerea cu artefacte furate și că ele nu au nicio legătură cu acestea. Kenan a avut inițial intenția de a-l denunța pe Alpay, dar în cele din urmă nu a reușit să-l trădeze pentru că, în ciuda răului pe care i l-a făcut, încă îl consideră ca pe un frate. Tatălui Asle a sunat-o pe Funda, dar ea i-a spus o minciună, afirmând că nu a reușit să se înțeleagă cu Asle pentru că aceasta este prea rebelă și că a plecat de la ea. Când Asle a aflat că tatăl ei știe unde se află, a decis să plece din oraș înainte ca el să meargă după ea. Kerem a vrut să joace câteva meciuri pentru a strânge bani și a promis că va câștiga. Asli nu a vrut să se mai întoarcă în casa lui Alpay, așa că Kerem a decis să o ducă la conac până își găsește o locuință. Nelec a informat-o pe Funda să nu se îngrijoreze pentru ea. Omer a fost găsit de soldații din brigada lui și a primit îngrijiri medicale în spital. A suferit amnezie temporară și va fi trimis acasă. A dezvoltat o legătură de prietenie cu Gulshad, femeia care l-a salvat și care i-a fost alături în momentele dificile. Ea își pierduse întreaga familie și nu mai avea nimic care să o țină în acel loc. Omer i-a propus să meargă cu el, iar cei doi aveau să se ajute reciproc. Familia Shirhan a fost șocată când Omer a sosit acasă, dar el nu a mai recunoscut pe nimeni. Halil și Mirza l-au rugat pe prietenul lor Murat să investigheze dacă Kenan și Alpay sunt implicați în afacerea cu artefacte. Asle a fost informată de către mama ei că tatăl ei și-a cumpărat un bilet de avion pentru a o căuta în Antep. Ea le-a lăsat câte un mesaj lui Kerem și lui Funda și a plecat din oraș. Funda a crezut că s-a dus la familia Karadag și a pornit după ea. Însă, pe drum, i s-a făcut rău și a leșinat lângă Melek. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.